Un băiețel de doar 11 ani din sudul Ucrainei a fost salutat drept eroul nopții de autoritățile din Slovacia, după ce ar fi reușit să treacă singur granița celor două țări. Acum micuțul a fost reunit cu familia sa. Un băiat în vârstă de 11 ani a avut atâta curaj încât a ajuns singur în Slovacia, neavând familia lângă el. Băiatul a ajuns singur deoarece părinții săi au fost nevoiți să rămână în Ucraina. Nu este clar cum a ajuns la graniță, la 1000 de kilometri de orașul din care provenea, însă autoritățile slovace l-au lăudat pentru curaj. Băiatul, mama lui, bunica și cei 5 frați sunt toți în siguranță împreună. Acest lucru a fost raportat de Ministerul de Interne slovac pe pagina de Facebook. Imposibilul a devenit realitate. Hasan, care a călătorit singur în Ucraina și a cucerit întreaga lume cu istoria sa, este deja alături de familia lui. După o călătorie foarte lungă și dificilă, au reușit să se reîntâlnească cu bunica lor în Slovacia. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne a mulțumit voluntarilor care l-au ajutat pe Hasan și pe familia sa. Povestea micuțului a șocat rețelele de socializare când a trecut singur granița pietonală cu Slovacia, fugind de război. Mama băiatului a încercat să-i salveze viața când ocupanții au tras în centrala nucleară, așa că și-a pus fiul într-un tren până la graniță. Hasan, în vârstă de 11 ani, avea în mână doar un rucsac mic, documente și un număr. Din fericire, voluntarii au contactat apoi familia copilului și l-au ajutat să treacă în siguranță granița. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, circa 1,5 milioane de oameni au fugit din Ucraina de la începutul războiului, de pe 24 februarie, căutând refugiu în țările vecine. Cei mai mulți au trecut în Polonia, alții au plecat în Ungaria, Slovacia, Moldova și România. În România, aproape 230.000 de ucraineni au intrat în țară de la începerea războiului.